Anunț al drepturilor dumneavoastră în legătură cu acuzații de infracțiune și circulație rutieră în fața Curții Municipale Cleveland. Doamnelor și domnilor, sunt judecătoarea Michelle Early, judecător administrativ și președinte al Curții Municipale Cleveland. Este responsabilitatea mea să aduc la cunoștință celor care urmează să apară înaintea instanței. Drepturile dumneavoastră și procedurile de bază pe care instanța le va urma în mânuirea cazului sau cazurilor dumneavoastră astăzi. Vă rugăm, ascultați cu atenție, deoarece fiecare dintre aceste drepturi poate fi esențial pentru rezultatul situației dumneavoastră. În această sală de judecată, astăzi, instanța va accepta pledoarea celor dintre dumneavoastră care au fost acuzați de infracțiuni penale și de trafic în orașul Cleveland. Există trei posibile pledoarii pe care le puteți face. Prima este nevinovat, care este o negare totală a acuzațiilor. A doua este vinovat. Care este o admitere totală a vinovăției dumneavoastră? A treia este nu contestez, care nu este recunoașterea vinovăției, ci admiterea adevărului faptelor conținute în reclamație. Importanța pledoariei nu contestez este că nu poate fi folosită împotriva dumneavoastră. În nicio altă procedură viitoare, fie civilă sau penală. Dacă alegeți să plădați astăzi vinovat sau nu contestez, ofițerul judiciar care va audia cazul dumneavoastră va dispune de această problemă prin impunerea unei amenzi și a unui cost judiciar asupra dumneavoastră. Dacă optați pentru pledoarea nevinovat. Cazul dumneavoastră va fi repartizat la întâmplare la unul dintre cei 13 judecători ai curții municipale Cleveland. Apoi, vi se va da o altă dată când să vă prezentați în instanță, înaintea judecătorului căruia este atribuit cazul sau cazurile dumneavoastră pentru proceduri ulterioare. Este responsabilitatea instanței de a informa fiecare persoană acuzată de o infracțiune care la dispoziție anumite drepturi. Prin urmare, fiecare persoană care este acuzată așa este informată care următoarele drepturi fundamentale. Aveți dreptul să știți și să înțelegeți acuzația sau acuzațiile aduse împotriva dumneavoastră. Aveți dreptul să fiți presupus inocent și să solicitați procurorului să dovedească, numai cu dovezile sale, că sunteți vinovat, fără niciun dubiu rezonabil, de acuzațiile aduse împotriva dumneavoastră, înainte de a fi condamnat pentru vreo faptă. Dumneavoastră nu poate să vi se ceară să dovediți că nu sunteți vinovat. Aveți dreptul la o judecată cu juriu în toate cazurile, în afara cazurilor de infracțiuni minore care trebuie judecate în fața instanței, fără un juriu? Chiar dacă aveți dreptul la o judecată cu juriu, trebuie să solicitați această judecată în perioada de timp specificată în reguli sau veți pierde acest drept? Oricum, Chiar dacă pierdeți dreptul la judecata cu juriu, este încă posibil să solicitați o judecată a cazului dumneavoastră. În acea situație, cazul dumneavoastră va fi judecat în instanță fără un juriu. Aveți dreptul să fiți reprezentat de un avocat în toate etapele acestei proceduri, chiar dacă intenționați să pledați vinovat sau nu contestezi. Aveți dreptul să solicitați instanței să desemneze un avocat care să vă reprezinte numai pe dumneavoastră, dacă vă confruntați cu posibilitatea de închisoare și nu vă permiteți să angajați un avocat care să vă reprezinte? Aveți dreptul să confruntați martorii împotriva dumneavoastră și să îi interogați. Aveți dreptul de a chema martori în numele dumneavoastră? și să obligați martorii reticenți să apară prin procesul de citare, dacă este necesar. Aveți dreptul de a depune mărturie în favoarea dumneavoastră. Aveți dreptul de a rămâne tăcut și de a vă exercita dreptul constituțional împotriva autoincriminării. Dacă doriți să beneficiați de acest drept, atunci nimeni, nici chiar instanța sau procurorul, nu poate comenta în legătură cu decizia dumneavoastră de a face asta. Tot ceea ce spuneți, însă, poate fi folosit împotriva dumneavoastră. În cele din urmă, aveți dreptul la cauțiune. Totodată, sunteți informat prin prezenta. Că orice condamnare din cauza încălcării regulilor circulației rutiere va fi urmată de trimiterea cazierului dumneavoastră la biroul de autovehicole din Ohio, care va adăuga puncte administrative pe permisul dumneavoastră de conducere. Dacă nu sunteți cetățean al Statelor Unite, sunteți de asemenea informat că. Condamnarea unei infracțiuni sau a unor infracțiuni la care dumneavoastră pledați vinovat sau nu contestez poate avea consecințe de deportare, excluderea admiterii dumneavoastră în Statele Unite sau refuzul cetățeniei în conformitate cu legile Statelor Unite. Aceste drepturi le are fiecare inculpat care apare în fața acestei instanțe și vor fi protejate astăzi de acest tribunal. Când vă auziți numele, vă rugăm să veniți în față și să stați înaintea judecătorului. Ofițerul judiciar va examina împreună cu dumneavoastră natura acuzației sau acuzațiilor aduse împotriva dumneavoastră și vă va cere să alegeți una dintre pledoarile menționate anterior în acest anunț. Dacă decideți să pledați vinovat sau nu contestez, veți fi de asemenea informat de sancțiunile maxime asociate cu pledoarea dumneavoastră în cazul în care instanța judecătorească acceptă pledoarea dumneavoastră. Este ordinul acestei instanțe de a se păstra liniștea în timp ce curtea este în sesiune. Dacă nu respectați acest ordin, puteți fi acuzat de nesupunere în fața curții. Dacă se va întâmpla aceasta, veți putea fi amendat cu o sumă până la 250 de dolari plus cheltuieli de judecată și condamnat până la 30 de zile în închisoare pentru fiecare abatere. De asemenea, este ordinul instanței ca toate telefoanele mobile și pagerele să fie oprite sau reduse la tăcere. Orice aparatură care tulbură aceste proceduri, după încheierea acestui anunț, Poate cauza proprietarului să fie acuzat de nesupunere în fața curții și condamnat ca atare. În plus, aparatul poate fi confiscat și este posibil să nu fie înapoiat. Vă mulțumim pentru atenția acordată și pentru cooperare. În ciuda volumului mare de cazuri programate pentru audiere astăzi, vom face tot posibilul să trecem peste aceste cazuri cât mai repede posibil, în conformitate cu justiția instanței. Acum vom continua sesiunea.